Hai să le arătăm oamenilor ce avem aici. Ia uite ce e aici. Avem un John Cooper Rolls Cabrio, un model excepțional. Am alături de mine pe Dan. Dan este coordonatorul acestui eveniment. Încercăm să facem acest brand cunoscut și în zonă, în Constanța. În Constanța nu, lumea nu știe acest model, aceste modele, aceste mașinuțe atât de cochete și prezentabile. Pe un motor de 2 litri, 231 de cai putere, foarte bine echipat. Este cam topul de gamă. Crezi și eu, toată lumea s-a înghesuit spre el, dar noi astăzi mergem cu acel bad boy din spate. Ce mașință ai? Hai să vedem acolo. Este acela. Tot să vorbim motor, așa interesant. Tot un motor de 2 litri, 192 de cai putere. Este un motor foarte puternic, mașina având o tonă cu 1465 de kilograme, stă foarte bine pe drum. Brizele de aer sunt pe grila față, altfel încât să îi dea o dinamică. Și arată bine, bine de tot, ia uite la ea. Unde mergem astăzi? Spre o locație superbă, pe malul Dunării. Da, hai să ne urcăm la volan, mersi. Aștept. Are un buton aici de start-stop, pornește muzica. GPS-ul și noi pornim la drum. Okay, prima senzație e genială. În primul rând, mașina se conduce mult mai ușor decât mă așteptam. Și ce pot să spun este că n-am mai condus o hidramată de, cred că de vreo 10 ani. Ultima dată când am condus așa ceva eram în California. Mergeam pe coasta Pacificului. Acum merg pe coasta, nu știu, autostrăzii București-Constanța, merge către Cernavodă. Iar experiența e una foarte bună. Este mai joasă, dar asta înseamnă și că stă mai bine pe stradă. I-aș cam da niște talpă, dar nu prea avem unde. Suntem în Ovidă, aici e cam greu. Prima oprire am făcut-o lângă aeroportul Cogălnicianu. Ne oprim aici pentru că, guess what, facem schimb de mașini. Hai să ne urcăm și în altceva, să vedem cum arată și cum se mișcă. Este o proiecție pe parbriz și vă afișează viteza. Dacă aveți cu navigație, vă afișează inclusiv direcția de mers. Nu trebuie să vă mai luați ochii din față. Și este, da, navigație mare de generație nouă, cu aici volan John Cooper Works, cu padele. Putem controla vitezele. Avem volumul pentru sistemul de sonorizare, care de altfel este Harman Kardon, este maximul posibil pentru mini, se aude extraordinar de bine. Se aude bine într-o decapotabilă? Se aude foarte bine, acoperă chiar și zgomotul de fundal al decapotabilei. Nu, este izolată extraordinar de bine, nu este o mașină zgomotoasă. Stau cu piciorul pe frână, astfel încât să merg încet. Mașina detectează loc de parcare, da? Îmi spune să mă opresc pentru a începe manevrele de parcare. Da? Am oprit, mă
trec în modul revers, eliberez ușor frâna, dar totuși stau cu piciorul pe frână, începe manevra de rotire a volanului. Eu nu-i fac absolut nimic. Da? Merg încet, o țin doar din frână. Frâna e pentru siguranță suplimentară? Pentru siguranță suplimentară, exact. De cât spațiu ai nevoie ca să faci sau să facă mașina o astfel de parcare? Aproximativ 20-25 de centimetri în față și în spatele meu. Iar după atmosfera asta îmbătătoare și la propriu și la figurat, ne întoarcem să conducem un mini. Nu e, n-am băut.